După cum zicea și Cătălina, astăzi o să intrăm puțin să discutăm în sfera asta de certificări, pentru că cel mai probabil ați văzut că în februarie 24 au apărut mai multe modificări în sfera respectivă. De asemănător, o să parcurgem un pic și zona asta de noutăți legat de certificări cu specializările DevNet în a doua parte a acestei sesiuni. Urmând ca la final, dacă aveți întrebări, după cum vă spunea Cătălina, am susținut examenul de curând, pot să vă dau recomandări, pot să vă spun orice fel de nelămuriri dacă aveți, dar să luăm pas cu pas. După cum știți deja, ne aflăm într-o mare schimbare digitală și lucrul ăsta se manifestă în cam toate aspectele vieții pe care le discutăm. După cum vedeți și în situația aceasta nefastă în care ne aflăm cu coronavirus, avem deopotrivă posibilitatea să ne folosim de tehnologie și de sfera digitală ca să ne continuăm viața de zi cu zi fără a avea prea multe probleme din punct de vedere al productivității. Din perspectiva Cisco, lucrul ăsta a fost evident încă de pe la începuturi, faptul că lumea digitală se schimbă și apar tot felul de noutăți și modificări pe care noi, din păcate, fiind în zona tehnică, să spunem, trebuie să le îmbrățișăm și să fim confortabili cu ele. Că tot am menționat de DevNet, foarte multe din reproșuri, să spunem, pe care le primim în sfera asta ar fi că, băi, noi nu vrem să fim dezvoltatori sau nu ne interesează sfera asta atât de mult. Ceea ce este adevărat și din toate punctele de vedere, noi nu dorim în momentul ăsta să modificăm tot ecosistemul care există deja în zona de networking și academii, să treacă în zona de software development. Și mai degrabă vrem să ajutăm posibilitatea ca toți oamenii să ajungă într-un punct comun de cooperare, să-i spunem. Și o să vedem când discut de zona de DevOps un picuț mai încolo. După cum ați observat, probabil, în cele mai multe contexte, accentul cel mai mare se pune acum în zona asta de applications. Și când zic applications, nu mă refer neapărat la aplicațiile enterprise pe care le-a achiziționat la diversi vendori și așa mai departe, cât în sfera de integrări dintre diversele tool-uri pe care le avem puse la dispoziție. O bună parte din ceea ce parcurgem în certificările DevNet, spre exemplu, nu e neapărat cum să scriem cod de la zero. E important, într-adevăr, să avem capacitatea lingvistică, să spunem, pentru a putea parcurge comenzile respective și a înțelege ce se întâmplă în contextul unui program. Însă e mult mai important, spre exemplu, să știm și să înțelegem cum anume putem să documentăm sau să parcurgem documentații de cod, astfel încât să putem să înțelegem modalitatea prin care să putem să integrăm toate uneltele astea. Dacă e un lucru pe care lumea digitală îl pune la dispoziție în mod constant, este acela că apar aplicații pentru orice fel de lucru, de la livrări, la asistenți personali și așa mai departe. Și evident, pe viitor lucrul ăsta o să crească din ce în ce mai mult. Și atunci, pe măsură ce apar mai multe aplicații și mai multe componente software care produc sau generează date, cu atât mai mult putem să influențăm atât lumea de business în sus, cât și modificările de infrastructură pe care trebuie să le facem, astfel încât aplicațiile noi pe care le punem la dispoziție sau serviciile în funcție de context să poată să fie mai ușor de implementat. Când zic ușor, mă refer cu precădere în zona asta de automatizare. Software skills, după cum v-am spus, devin din ce în ce mai critice și din nou pun accentul că nu e necesar să cunoaștem în 100% profunzime ce se petrece în interiorul unui cod, cât din modul în care putem să-l utilizăm un cod existent deja, căci sunt o sumedenie de surse și de comunități care se ocupă de a scrie cod open source și așa mai departe, cu alte componente software pe care le avem puse la dispoziție. Devine important acum că tot peste tot se discută de artificial intelligence și machine learning, nu neapărat să înțelegem care sunt algoritmii din spate care generează decizia de business pe care ne-a scos algoritmul, ci cât cum putem să luăm algoritmul respectiv și să ne creăm propriul nostru bot personal, asistent de laborator, spre exemplu. Și din perspectiva programabilității, lucrul cel mai important pe care trebuie să-l accentuăm este faptul că avem posibilitatea să reutilizăm cod. Ce înseamnă asta? Odată ce am implementat un anumit template pentru a proviziona automat un branch sau un data center într-un anumit loc, codul respectiv, scriptul respectiv, programul respectiv, indiferent de ceea ce este el,
poate să fie reutilizat în ulterioare contexte. Puterea automatizării vine în momentul în care avem lucruri micuțe și repetabile de 11.000 de ori, pe care putem să le punem să ruleze într-un mod automat cât mai repede cu putință, fără a fi nevoie ca cineva să interacționeze manual cu entitatea digitală respectivă pentru a obține datele de care avem nevoie. Toată discuția asta între zona de business, aplicații și infrastructură vrem să decurgă cât mai automatizat cu putință. Tocmai pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să se concentreze pe problemele de coronavirus, spre exemplu. Trecând un pic în zona ce am discutat, până acum să spunem că noi ne aflam mai degrabă în zona asta de infrastructură, de ingineri de infrastructură, să spunem, și acum vrem mai mult să punem accent pe interoperabilitatea cu zona de software developers. Pe măsură ce lumea software development, care s-a schimbat foarte mult de ceva timp încoace, spre exemplu, acum când discutăm de Python, nu mai avem aceeași complexitate la nivel de a înțelege limbajul pe care o aveam la C sau la Pascal sau la C++. Devine mai simplu un picuț să ajungem în sfera asta de DevOps, după cum o să vedeți în majoritatea prezentărilor în sensul acesta. Bun, ca să intrăm practic în pâine un picuț, o să trec în revistă zona de certificări propriu-zise. Sunteți familiar cu certificările, cu siguranță, sunt făcute pentru a putea permite profesionalilor să intre mai lesne în pâine, ca să spunem așa. Fiecare certificare are valoarea ei în funcție de verticala pe care o utilizăm, însă un lucru pe care l-am observat a fost că e un picuț mai complicat, să-i spunem, de navigat modalitatea prin care putem să ne certificăm și ce anume trebuie să facem. În noua iterație a certificărilor, dacă nu mă înșel, din perspectiva NetAcad, acum este la versiunea 7 de învățat, avem acum 4 verticale, 4 arii de certificare mari și late. O să vedeți că acum avem o singură certificare CCNA. Până acum, cum era discuția? Aveam, spre exemplu, track-ul de securitate. Pentru a putea să fii un inginer în securitate cibernetică, să spunem, aveai nevoie să dai Cisco CCNA Security, CCNP Security, CCIE Security. În momentul de față avem un singur associate level CCNA, care înglobează niște concepte de wireless, niște concepte de security, niște concepte de networking de bază, astfel încât orice persoană care vrea, spre exemplu, să parcurgă drumul ăsta făcut de Cisco, o să înceapă dintr-un singur punct cu o singură certificare. În plus, peste certificarea de CCNA, putem să intrăm în zona de specialist. Poate că zona de specialist nu are nicio dependență față de CCNA. Dacă vrem pur și simplu să fim specialiști pe o singură tehnologie sau pe un singur segment dintr-un anumit produs, ne orientăm către zona asta de Cisco Certified Specialist și o să vedem mai încolo puțin ce examene presupune asta. Dar din nou, important este faptul că nu mai avem dependență între a avea certificare CCNA și specialist. O să ai specialistul pur și simplu. Asemănător, s-a modificat și zona de CCNP. O să vedem pe slide-urile următoare cum arată noua modalitate de a obține un examen CCNP și o să vedem și modificările de la CCIE. În continuare, pentru CCNP și CCIE sunt necesare dependințele dintre ele. În plus, ca să fie asemănător cu structurile cu care v-ați obișnuit deja, zona a venit, noua zonă, să-i spunem așa, venită cu partea asta de certificări software, se mapează cât de cât cu ceea ce aveam deja din punct de vedere CCNA, CCNP și așa mai departe. Cu singura mențiune fiind faptul că acestea sunt sub umbrela DevNet. Deci tot ceea ce o să vedeți cu DevNet în nume, fie că e vorba de prezentări la live, fie că e vorba de resurse, fie că e vorba de platforme, developer.cisco.com, apropo, o să vină din zona asta de automatizare și programabilitate. Ce o să observați dacă în continuare intrați pe zonele de certificări clasice este că și în specialist CCNA, CCNP și CCIE o să găsiți măcar menționate sau măcar utilizate un picuț concepte de programabilitate și de software, de API-uri de produs, de cum poți să comunice, ce reprezintă token și așa mai departe.
Lucru care, într-adevăr, ulterior sunt mai detaliate în certificările propriu-zise pentru tehnologiile respective. După cum ziceam, am dat de curând acest DevNet Associate, care mi s-a părut un examen chiar super ok pentru prima iterație în care se află el de fapt. Și chiar și modalitatea de examinare este foarte asemănătoare cu ceea ce se petrece la CCNA. Da, respectiv CCNP. Dacă la CCNP trebuia să-ți dai seama care anume e structura unei comenzi pentru, nu știu, să spunem SNMP, sau care sunt anumiți parametri pe care trebuie să-i dăm lui SNMP astfel încât să ne returneze niște informații, în zona de DevNet să facem același lucruri, dar din perspectiva Python, Ansible, JSON, formatul JSON și așa mai departe. Deci, în continuare, o să vedeți că se păstrează, să spunem, modalitatea tradițională de a lua aceste certificări. Evident, din nou, pentru secvențe de cod și lucruri pe care trebuie să ruleze, în contextul examenului, poți să completezi acolo niște lucruri. Ca să închei așa un picuț, o să trecem prin fiecare din aceste ramuri să vedem cum anume arată noile formate. Am zis că la associate level acum avem un singur examen pentru toate și evident un singur associate exam pentru zona de DevNet, după cum vedeți cele două sunt diferite. După care avem acest specialist level, în care orice written proctored exam, ce o să vedem din suita de concentrations exam de aici, reprezintă o certificare specialistă. Asemănător avem și pentru zona de DevNet. Câte un examen pentru a putea fi specializat DevNet pe o anumită arie. La zona de professional acum nu mai e necesar în funcție de verticală să dăm anumite examene. Toate CCNP-urile au același format, anume, în funcție de tehnologia pe care vrei să o aprofundezi, să spunem enterprise, ai un core exam, deci toate tehnologiile enterprise, să spunem, pentru a putea fi special CCNP, trebuie să dai acest un core exam, urmat de un concentration exam din toate pe care le are specializarea respectivă. Asemănător și pentru security. Dacă vreau să fiu CCNP security, trebuie să dau core-ul de security și un concentration exam la alegere dintre cele de produs efectiv. Ca să înțelegeți un picuț cum anume ar trebui să gândiți, core exam se referă cumva la conceptele de bază pentru tehnologia respectivă. La enterprise o să fie vorba de routing și switching și wireless, să spunem. La security o să fie cu concepte generale de securitate. Urmând ca în zona asta de concentration exam să fie produse efective. Am umbrela, DNA Center, Catalyst, Nexus și așa mai departe. Practic, se dorește cumva să se distanțeze conceptele generale de networking sau, mă rog, de securitate, ce mai fi acolo, și aplicarea efectivă pe produs. Evident, în continuare, în tehnologii, core exam și în associate și în specialist level, o să fie și lucruri despre produsele respective, pentru că, până la urmă, sunt niște certificări Cisco, însă accentul se pune mai degrabă pe zona de concepte generale și lucruri comune pentru toate produsele de enterprise security și așa mai departe. La CCI, acum în schimb, nu mai avem zona de written exam. Practic, în momentul în care vrei să dai CCI-ul, written exam se consideră cel pe care l-ai dat la Technology Core Exam. Dacă ești pe sfera de enterprise, ai dat cel mai probabil Technology Core Exam-ul de enterprise, ai dat un concentration exam. Și în momentul de față, ca să ajungi la gradul de CCI, trebuie să dai un examen, un laborator de vreo 8 ore, dacă nu mă înșel. După cum zice aici, un Technology Core și un CCI Lab din același track, evident. Nu poți să faci CCNP-ul de security și după aia să dai CCI-ul de enterprise. Trebuie în continuare să te păstrezi la aceeași nivel. Din perspectiva duratei de viață a certificării, lucrurile sunt asemănătoare. În continuare sunt 3 ani pentru certificările respective și în momentul în care dai o certificare de același nivel sau de nivel superior, te recertifică. În plus, față de asta, o să mai vedem că avem o posibilitate prin care putem să facem refresh certificărilor pe care le avem. În tandem, v-am spus, avem și zona de DevNet care funcționează complet asemănător. Gândiți-vă, practic, în loc
mai avem un technology core exam, anume cel care se ocupă de zona asta de DevNet, după care câte un concentration exam în funcție de fiecare produs. În momentul de față nu avem informații și nu avem nicio structură pe care putem să împărtășim cu voi legat de CCIE-ul pentru DevNet. Din punctul meu personal de vedere, o să fie un format asemănător ca și la CCIE-ul pentru zona de networking, anume după ce ți-ai dat core-ul pentru DevNet, cel mai probabil va fi necesar să faci un laborator, probabil de o zi sau un format asemănător pentru zona de hands-on, să-i spunem. Dar în momentul de față nu avem niciun timeline, nu știm nimic despre zona de CCIE. Când vor fi de DevNet CCIE? Când vor fi informații? Stați să ne știți că o să vă punem noi la dispoziție tot ceea ce aveți nevoie. Foarte punctual, acum o să vă pun informațiile astea legate de toate concentration exams pe care le avem la dispoziție. După cum o să vedeți că în continuare toate entry level-urile sunt singurul CCNA certified care există acum. Deci nu mai e nevoie să dai routing and switching și așa mai departe. Routing and switching, wireless sau security, e un singur CCNA. Avem core examenul apoi pentru zona de professional, după care avem mai multe concentration exam în funcție de tehnologia pe care dorim să o utilizăm. Gândiți-vă practic, spre exemplu, dacă voiam să dăm CCNP routing and switching, avem acolo CCNP route, CCNP switch, CCNP troubleshoot. Alea pot fi considerate într-un fel câte un exam concentration, dacă vă uitați. Avem aici implementing CDVAN, care e separat de Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. CDVAN, spre exemplu, m-aș aștepta să pună mai mult accent pe zona de automatizare și în zona de Advanced Routing and Services, pe zona clasică de configurat, spre exemplu. Avem și zona de design, zona de wireless, Enterprise Classic și un pic din sfera asta de automatizare. După cum vedeți, în funcție de culoare, zona asta, dacă vă aduceți aminte, aveam în slide-ul anterior zona de DevNet marcată cu MOV. Practic, tu poți să-ți dai core examenul pentru Enterprise și să dai un concentration exam din zona de DevNet, astfel încât tu ca și certificări ce o să ai. O să fii practic un DevNet specialist pentru că ți-ai dat concentration examenul de DevNet și în plus față de asta o să ai certificarea de CCNP pentru că ți-ai dat core-ul de Enterprise alături de un alt concentration exam din sfera respectivă. La final de tot, pentru CCIE, două tipuri de laboratoare pe care le avem puse la dispoziție, unul pentru wireless, unul pentru CCIE clasic, să spunem, CCIE Enterprise normal. Aceleași lucruri o să le vedem și în sfera de securitate. Din nou, aceeași certificare de bază pe care putem să o luăm pentru nivelul associate, entry level-ul de care vă discutam, după care pentru certified professional ai core examenul care e același pentru toate verticalele, după care implementări pentru diversele produse pe care vrem să le aprofundăm. Deci eu pot să dau Security Network sub Cisco Firepower, core-ul pentru security și sunt certificat CCNP Security. Din nou o să vedeți, ultima opțiune de concentration exam este făcută pentru zona de DevNet. Da? Deci cam toate produsele și toate verticalele de la noi au acum și sfera asta de programabilitate, API, pe care putem să le consumăm în context educațional. Același lucru să le vedeți și la zona de service provider, și la zona de collaboration, și la zona de data center. O să vă dau și slide-urile ca să aveți toate opțiunile acestea de examen la dispoziție după această sesiune. Pentru zona de DevNet, din nou, același lucru pe care le-am pus la dispoziție și de care v-am discutat și la celelalte servicii. Și aici, practic, avem agregate toate concentration examurile de la verticalele pe care le-am povestit, colaborare, securitate, enterprise networking și așa mai departe. În plus, câteva concentration exam specifice pentru zona de DevNet, să-i spunem. Și anume implementare DevOps, ce presupune DevOps, ce presupun bots și așa mai departe.
Da. Deci, din nou, în zona de concentration exam îți alegi specializarea propriu-zisă. Certificarea sau core-ul pentru DevNet ne explică zone generale sau concepte generale din sfera de programabilitate, Python, JSON și date de formatare. Din nou, pentru examenele expert, din păcate, în momentul de față nu avem informații, dar o să fie vorba practic de opțiuni de laboratoare, cel mai probabil în funcție de asemenea și de tehnologia pe care vreți să o aprofundați adițional. Toate informațiile respective agregate frumos într-un singur slide. Practic aveți aici frumos fiecare verticală de specializare pe care o puteți îmbrățișa, alături de examenele de concentrare pe care le aveți la dispoziție pentru a putea fi certificați CCNP. Bun. Și după cum vă spuneam, oricare certificare concentration, pe exemplu Securing Networks with Cisco Firepower, e considerată o specializare. Deci, practic, dintr-un single concentration poți să fii Cisco Certified Specialist doar. Bun. În plus, acest lucru era de obicei valabil doar pentru cei care au certificări CCIE, din câte știu eu. În momentul de față au extins posibilitatea de recertificare și pentru CNA, respectiv CCNP, și anume, în plus, față de a da un examen, în mod normal ce trebuia să faci? Dai un examen, anu, ai luat un examen, ai 3 ani de zile, în cei 3 ani de zile trebuie să dai din nou un examen de același nivel sau superior pentru a te putea recertifica. În momentul de față există și zona asta de continuing education, în care practic tu poți să cumulezi o monedă, să-i spunem, care se numește learning credit sau education points, o să fie trecut pe site un pic mai acolo, pe care poți să o utilizezi pentru a-ți reîmprospăta una dintre certificări. Făcând training-uri la Cisco Live, creând conținut, făcând cursuri online. Mai multe informații puteți să găsiți pe resursele pe care o să vi le dau la dispoziție și practic nu scrie aici, dar din punctele pe care le strângem din activitățile astea definite aici și mai multe altele, putem ulterior să le consumăm pentru a ne recertifica examenul de CCIE, spre exemplu. Și atunci, în loc să te duci și să dai examenul din nou sau să fie nevoie să dai un alt examen dintr-o altă verticală, tu poți pur și simplu să utilizezi din punctele pe care le-ai acumulat de la diversele traininguri care au fost făcute, fie de Cisco, fie online, astfel încât să nu mai fie nevoie să dai examenul din nou. Practic, ce încercăm noi să promovăm prin modalitatea asta de recertificare e că nu e necesar neapărat odată ce ți-ai luat o certificare să o dai din nou, după ce ți-ai dat un CCNP. Nu are neapărat sens decât să te mai ții la curent așa un picuț, să dai aceeași certificare din nou. În modul ideal, te duceai și dai o altă certificare dintr-o altă ramură, astfel încât măcar să te alegi cu ceva nou. Dar în momentul de față poți pur și simplu să faci diverse traininguri, probabil oricum despre aceleași produse cu care interacționezi oricum, și atunci acest lucru să îți extindă zona de certificări oficiale pe care le-ai puse la dispoziție. O să fie un slide un pic mai încolo care explică și care consumul de puncte necesar pentru fiecare tip de certificări. Ce trebuie să țineți minte e că nu e necesar acum să dați examen de fiecare dată. După ce ați ajuns în punctul maxim de certificare, să spunem, ați ajuns la gradul de CCIE pe security, să nu mai fie necesar să dați certificări de securitate pentru a-l putea menține, ci mai degrabă faceți traininguri de la Cisco Live pe zona de security pentru a vă putea menține gradul certificat activ. Din nou, valabilitatea certificărilor 3 ani de zile. Apropo, cu toată nebunia asta cu COVID-ul care se petrece acum, legat de certificările, mi se pare de 16 martie încolo, toate certificările au fost extinse cu aproximativ 6 luni de zile, dacă nu mă înșel. Adică, dacă ar fi expirat în aprilie, dacă nu mă înșel, acum ar trebui să expire undeva în septembrie sau o chestie de genul ăsta. Mă aștept, în funcție de ce se mai întâmplă cu toată pandemia, să se mai extindă sau nu sfera asta. Până la urmă, în momentul de față, centrele de examinare probabil că sunt închise în majoritatea țărilor și atunci orice persoană care vrea să se recertifice în momentul actual sau să dea o certificare în momentul actual,
nu prea are cum. Așa că în momentul de față ce vă pot recomanda este sfera asta de făcut training-uri și sesiuni astfel încât să faceți creditele pentru a vă recertifica sau să așteptați până în momentul în care o să înceapă să se deschidă din nou centrele de examinare pentru a vă putea recertifica. În orice caz, în momentul de față ar trebui ca toate certificările care expiră în următoarele 6 luni să se mai fie extins cu 6 luni astfel încât să avem timp să le dăm cu toată nebunia de COVID. În zona asta de timing, în principiu lucrurile s-au schimbat deja la sfârșit de 24 februarie. Acum atunci am intrat în vigoare noile certificări, eu am dat-o pe 26, dacă nu mă înșel. Deci, din punct de vedere al materialului și disponibilităților, ar trebui să fie pe la toate centrele de testare. Din perspectivă de materiale de training și formate de cercetare și așa mai departe, din câte știu, academiile au început să primească și să se lucreze la niște materiale oficiale ca și curiculă. Ce vă pot spune eu din perspectiva DevNet mai mult este că avem pe developer.cisco.com platforma centrală pentru tot ceea ce ține de DevNet. Și în momentul de față nu sunt făcute traininguri pentru examenele de DevNet și nu sunt definite clar care sunt resursele disponibile. Însă pe developer.cisco.com vă punem la dispoziție mai multe traininguri și mai multe laboratoare. De fapt, dacă tot menționez, hai să vă și arăt. developer.cisco.com care practic vine să vă ajute în sfera asta de găsit sau de punct de start pentru laboratoare și pentru tot ceea ce ține de programabilitate. O să vedeți, spre exemplu, dacă zice la certification, developer.cisco.com/certification, diversele programe și diversele cursuri pe care le avem puse la dispoziție. În momentul de față, spre exemplu, s-a pus la punct o platformă pentru Fundamentals de DevNet Associate pe care puteți să le utilizați și pe care puteți după aia să le folosiți pentru a vă da certificarea de Associate. În plus, în momentul în care vă duceți aici, spre exemplu, la zona de How to be Cisco Certified și vă alegeți, spre exemplu, nu știu, hai să ne uităm la zona de DevNet Professional, o să vedeți că există o asociere cât de cât cu materialele pe care le are site-ul în sine pus la dispoziție. Nu sunt, din păcate, momentan corți disponibile, dar oricum sunt puse măcar niște puncte de start în care puteți să vă începeți învățatul de cod și așa mai departe. Ce aș mai pune la, v-aș mai pune la dispoziție este zona asta de Code Exchange și de Sandbox, unde pe Code Exchange puteți să vedeți dintre lucrurile de automatizare deja făcute de comunitate exemple, fie din engineering, fie chiar puse în producție, în funcție de context. O să vedeți aici atât codul care a fost utilizat, cât și contextul pe care îl pune acesta la dispoziție. Și desigur, zona de sandbox-uri în care puteți pe developer.cisco.com să vă înregistrați și să vă jucați cu un laborator din sfera examenelor de care vă povestisem mai devreme, pentru a putea să le puneți în practică în contextul în care nu aveți, pe exemplu, o infrastructură pe care să le încercați. În zona de sandbox, na, o să vedeți că nu sunt toate lucrurile disponibile, depinde practic de laboratorul virtual pe care vi-l pune la dispoziție, dar este gratuit, trebuie doar să vă înregistrați un time slot pe care să lucrați. Dacă ați mai folosit dcloud.cisco.com, până acum formatul este complet asemănător. Bun. Deci cam din punct de vedere DevNet, cel puțin cam acolo suntem cu materialele. Mă aștept într-adevăr prin zona de vară să apară cărți mai bine puse la punct sau structuri mai organizate pe curricula necesară pentru examen. Din perspectiva cuiva care a dat associate-ul acum, ceea ce găsiți pe DevNet este arhi suficient din perspectiva examenului. Va învăța și cum să treceți prin cod, să înțelegeți segmentele de cod respective, fără să intre în lucruri extraordinar de avansate sau tricky, să spunem, de limbaj Python. Sunt destul de cu bun simț.
Mai este zona de Automation Exchange pe care v-aș putea, da, Automation Exchange și Code Exchange pe care vi l-am arătat mai devreme sunt același lucru, diferența fiind că cele din exemplele pe care o să le vedeți în Automation Exchange chiar sunt luate din producție de pe la diversi clienți sau parteneri pe care au fost ok să le pună la dispoziție. Toate exemplele pe care o să le vedeți acolo sunt puse sub trei sfere, să spunem, în funcție de complexitatea programului, nu știu dacă e neapărat corect așa, dar prin walk, run și fly. În contextele de fly se duce mai mult în zona de optimizare și de gestiune a workflow-urilor, pe când în walk sunt exemple mai simplistice de scripturi în Bash și în Python pe care putem să le implementăm foarte ușor. În orice caz, trebuie să țineți minte că pe developer.cisco.com puteți să găsiți foarte multe materiale curățate de noi și întreținute de noi, care au fost utilizate în contexte live, să spunem. Ca și formare și dacă sunteți curioși să participați, vă încurajez cu mare drag, scrieți-mi sau putem să discutăm separat. Practic, orice exemplu pe care ați vrea să-l puneți și voi la dispoziție, că până la urmă, zona asta de ecosistem și de open source vine tocmai ca să ajute comunitatea. Dacă eu am făcut ceva care știu că este util și ar putea beneficia tuturor, punându-l într-o platformă de genul Automation Exchange, GitHub și așa mai departe, permit și altora să reutilizeze codul meu în mod complet gratuit. Cu cât se adaugă mai multe elemente într-o comunitate, cu atât o să crească natural de la sine mai mult. În momentul de față, ne punem efort destul de considerabil pentru a adăuga use case-uri și exemple făcute din comunitatea de programabilitate din cadrul Cisco. Dacă doriți să participați și să explorați și zona acestea, vă recomand cu mare drag, putem să discutăm și o să vedem cum interacționăm. Ce vă mai pot spune, spre exemplu, este că acum se fac multe push-uri pe zona asta de a adăuga mai multe exemple de cod din diverse locuri. Mare parte din cele pe care o să le vedeți, o să vedeți că sunt cumva Cisco-orientate, adică în sensul făcut de oameni din Cisco. Dar na, comunitatea respectivă nu e numai oameni. Am mai văzut, spre exemplu, diversi parteneri mai mari din vest care sunt parte din ecosistemul respectiv și care au deja ceva mână de lucru în ele. Mă aștept, desigur, să nu pună toate programele și toate produsele pe care le-au făcut pentru clienți sau toate proiectele pe care le-au în sfera automatizării open source, pentru că atunci ar fi destul de complicat de monetizat, să spunem. Dar o bună parte din lucruri sunt într-adevăr disponibile. Cel puțin gândiți-vă că un program cap-coadă e un lucru mai complex, să spunem. Pe de altă parte, un modul sau o anumită componentă care, nu știu, îmi parsează mie mail-uri sau îmi extrage niște informații dintr-un Excel sau orice altfel de lucru grăunt și punctual de făcut, sunt genul de exemple pe care o să le găsiți aici. Nu o să găsiți tot programul care îți filtrează și îți aplică și îți optimizează într-un mod automat tot ceea ce se petrece în rețea, dar o să găsești modulul care îți extrage informații de pe switch sau îți extrage informații de pe controller, cel puțin. Urmând ca un integrator sau o echipă de programatori, până la urmă, de ce nu, să îți facă efectiv zona de logistică din spate care să combine modulele pe care le-ai văzut în ecosystem exchange cu ceea ce ai tu nevoie din punct de vedere business să faci cu automatizarea respectivă. Ce trebuie să țineți minte când vine vorba de programabilitate? Încercați să nu reinventați roata, cam ăsta e principiul de bază prin care funcționează. În momentul în care vă gândiți să faceți ceva, hai să zicem 80% șanse să existe deja într-o comunitate, va se vedea Stack Overflow și așa mai departe, care a dat peste problema respectivă sau a încercat să rezolve problema respectivă deja și poți să găsești diverse Git repozitoriuri sau resurse open source de la care poți să începi. Nu trebuie neapărat rezultatul să fie același sau să fie același program, dar măcar ai un lucru de început bine documentat pe care poți să îl folosești ca piatră de fundație, să-i spunem.
V-am povestit un pic cu Zdeius, că o să vedeți acolo tot felul de exemple. Sunt destul de mișto documentate din perspectiva ce fac, că sunt pe zona de telemetrie sau că sunt multidomeni sau monitorizare. Practic, dacă știți ceea ce căutați, în principiu puteți să găsiți destul de lesne diverse exemple. Nu zic în sensul în care se găsesc pentru toate, dar se găsesc măcar niște puncte de start. Așa, și vă spusesem de zona asta cu politica de recertificare pe bază de puncte. Practic, pentru a putea să te recertifici în zona de CCNA, va trebui să acumulezi 30 de education points. Nu știu, nu mi-am duc aminte cum se numesc efectiv punctele respective. Pentru specialist 40, pentru CCNP 80, pentru CCIE 120. Practic, odată la 3 ani de zile, dacă ești CCIE, trebuie să ai 120 de puncte ca să poți să îți reîmprospătezi certificarea. Analog CCNP și așa mai departe. Pentru CCIE, evident, mai vin niște beneficii pentru emeritus. Dacă ai emeritus 20 de ani, da, 20 de ani, îți rămâne emeritusul pentru pe viață, nu mai ai renewal fees și când ți-l recertifici, îți reactivează statusul de activ. În continuare se pune foarte mult accent și pe zona de CCIE, după cum ați văzut, și pentru DevNet o să urmeze să fie un astfel de certificare maximală, să-i spunem. Ca și tranziție și lucrurile pe care ar fi trebuit să fie implementate deja, deci probabil pe toate Pearson View-urile pe care pe toate Cisco Certification Sites-urile pe care le aveți, ar trebui să existe exemple astea deja făcute. Toate certificările CCNA Security, CCNA Wireless și așa mai departe ar trebui să se fi migrat în noua certificare CCNA, plus ce o să vedeți, acest Relevant Training Badge. Relevant Training Badge nu se referă la o diplomă propriu-zisă, dar practic cât să asocieze cumva backward compatibility, acel badge va valida că tu ai avut CCNA wireless, de exemplu, luat. Chit că tu acum ai CCNA-ul general, că e singur echivalent. Ați notat și pentru CCDA și CCDP, că mai am primit niște întrebări de genul ăsta. CCA, dacă țineți minte, CCDA e cumva băgat sub sfera de CCNA acum. Deci o să primiți certificarea CCNA plus training badge-ul de CCDA. Iar CCDP, ați văzut, este un concentration exam în CCNP acum, dacă nu mă înșel. Pentru CCNP o să primești CCNP-ul echivalent, deci dacă ai avut CCNP Routing and Switching, o să primești core examenul pentru Enterprise, plus un specialist certification în funcție de ce CCNP ai avut. La asta de Enterprise, probabil că o să-ți dea concentration examenul acela de advanced routing și pe cel de bază, pe bază de switching. Practic, în momentul de față, orice fel de certificare pe care o aveți înainte, de la 24 februarie încolo, ar fi trebuit să se fi migrat pe noua structură. De acum încolo o să lucrăm numai pe noua structură. Asemănător și pentru CCIE. Pentru mai multe informații legate de certificări și de care v-am povestit și ca să vedeți cum anume, unde puteți să dați și să modificați la nivel de curriculum, există cisco.com/nextlevel unde puteți să intrați și să mai vedeți informații de genul ăsta. Pe developer.cisco.com, evident, perspectivele pe care vi le arată sunt din prisma certificărilor de DevNet, că cu asta se ocupă cel mai mult. Next Level se referă la toate din sfera NetAcad. Și în principiu am acoperit cam toate lucrurile pe care vi le-am discutat. În momentul ăsta mă gândeam că poate putem să deschidem mai mult pe zona de Q&A. Am discutat despre modificările pe care le-au adus noile certificări, despre cum se mapează vechile certificări la noile formaturi, noile modalități de recertificare. Să țineți minte, practic, zona asta de training-uri care vă dau puncte pe care puteți să le folosiți pentru recertificare. Și am trecut un pic în revistă și zona de DevNet și noile certificări developer.cisco.com. În ideea asta am mai făcut noi, spre exemplu, evenimente de tip DevNet Express și probabil că o să mai facem în continuare în funcție de ce se întâmplă și cu corona. Într-un eveniment de DevNet Express aveți posibilitatea pe 2, respectiv 3 zile în funcție de caz să treceți prin
câteva elemente deja făcute de echipa DevNet care să vă facă introducerea în zona de programabilitate. Nu vă așteptați ca după două zile să fiți programatori guru, dar măcar să aveți o înțelegere de bază de Python și de cum se mănâncă API-urile pentru Firepower, spre exemplu, sau pentru DNA Center și așa mai departe. Și cam aici sunt toate informațiile până în momentul de față legat de recertificări. Din nou, în următoarea perioadă o să fie 6 luni de extindere pentru recertificări. Dacă aveți de dat examene, nu vă faceți griji, știți că aveți grijă să nu vă stresați adițional pe lângă coronavirus. În momentul ăsta, dacă mai aveți întrebări sau curiozități legate de examen, eu sunt super deschis să discutăm. Dragoș, avem o întrebare în tabul de Q&A. Sigur. Dragoș, cum ți se pare că arată noua formă de certificări? Este mai simplă sau mai complicată ca înainte? Mie personal mi se pare un picuț mai simplă din perspectiva faptului că poți să o abordezi un picuț mai granular, în sensul în care e foarte clar pentru toată lumea, sper că, băi, pentru orice chestie de bază trebuie să dai CCNA Associate, respectiv DevNet Associate. Sunt două perspective mari și late, fie zona de mai spre software, fie zona mai spre operare, să-i spunem. Și atunci CCNA și intri după aia în Enterprise Networking, securitate, bla bla, ce ai nevoie, și acolo, din nou. La securitate e un examen pentru concepte de securitate de bază și sunt concentration exams după aia pentru produse efective. Pentru că la urmă o să folosești câteva din ele, probabil nu toate. Și atunci aș zice că e o idee mai bine în sensul ăsta, că nu mai ai CCNA wireless sau mini, maxi și nebunii de genul ăsta. Da, vom vedea până la urmă cum influențează sau nu zona asta. Mai sunt? Trecute, mie văd că nu mai apare. Nu mai avem alte întrebări în tabul de Q&A. Dacă nu mai sunt întrebări, vom opri recording-ul aici.